Bună dimineața! Bine v-am găsit la un nou clip la mine pe canal. După cum ați văzut, este o zi superbă afară. Este cald. Este cald, cald, cald. Eu m-am pregătit puțin pentru că am de filmat această colaborare. După cum ați văzut, avem un colet de la Micas. M-am pregătit să filmăm acest videoclip și după aceea trebuie să mă duc să-l iau pe Fabian de la grădiniță și să mergem să ne întâlnim cu un prieten de-al nostru și eu și Adi. Tipul este din New York și este ultima lui săptămână în Anglia. Probabil nu o să ne mai vedem niciodată sau never say never, cum se spune. Ia asta să vă așez puțin de la aici. Dan, el ne-a invitat pe noi la New York. Noi am manifestat dorința că am vrea să mergem, dar momentan situația nu este tocmai roz și nu este chiar prielnică să mergem la New York acum. Probabil când o să fie Fabian mai mare, cine știe, poate vom ajunge. De fapt, eu îmi doresc tare mult pentru că este orașul pe care mi-l doresc să-l văd din tot sufletul, ca și insulele Maldive. Dumnezeu poate va fi cu noi, de fapt cu siguranță va fi cu noi și se vor deschide ușile pentru vacanțele noastre. Da, au fost 2 ani grei în care nu am avut parte de vacanțe pentru că am avut alte scopuri, alte goal-uri de îndeplinit. Fiecare le știe pe ale sale. Nu mi-a plăcut deloc că n-am fost pe nicăieri, dar m-am văzut cum ați întrebat și voi în comentarii, dar vacanță când, că probabil de aceea nu mă simt nici bine. Vacanța va veni la sfârșitul lunii octombrie, pe 25 octombrie vom pleca în România. Mergem în România pentru că avem de mers la o nuntă și vreau să-mi văd și eu familia și bunicii. Vreau să văd și ce mai este pe acasă, pentru că mi-este dor de casă și Adi zicea, poate dăm și noi o fugă undeva la munte, în România noastră dragă. Și am zis, n-ar fi o idee rea, să vedem cum stăm. Despre mine vreau să vă zic ceva, aseară nu m-am simțit bine deloc. Am tot spus în ultima perioadă, după ce am trecut prin acel nefericit eveniment, să-i spunem că a fost un atac de panică. Aseară am avut aceleași simptome, deci începusem să nu mai văd și ziceai că plutesc așa. Bineînțeles că am băut un pahar de apă rece și m-am băgat direct în pat și am adormit, dar bine, n-am adormit imediat, mi-a fost atât de frică, eu nu știu de ce am rămas cu teama asta și cu frica asta, cum aș putea să scap de ele. Tot timpul mă gândesc să nu ajung în aceeași situație în care am fost. Este greu de controlat acest lucru. Mereu ziceam că eu sunt puternică, eu sunt tare, dar uite că sunt unele lucruri care te depășesc. Și aseară am simțit că deja încep iarăși să mă panichez. Și i-am spus lui Adi, zic că eu nu mă simt bine și mi-a zis că te văd, ce ai? Și zic, pur și simplu, iarăși nu mai văd bine. Abia aștept să ajung în România și să-mi fac acel remene, să văd despre ce este vorba, de ce se repetă. Mie mi-a zis doctorul de aici, când am sunat, mi-a zis că este posibil să se repete episoadele și să fiu cu mare, mare grijă și băgare de seamă cât mă odihnesc și ce mănânc. Dar da, cam asta a fost cu mine aseară, chiar m-am speriat puțin. M-am chinuit să adorm. Stăteam așa cu ochii închiși și parcă vedeam acea lumină și chiar și când aveam ochii închiși, Doamne, și mă rugam, zic, Doamne, să nu fie rău, Doamne, să nu fie rău. Deci am luat-o cumva într-o parte. Da, până să începem să filmăm colaborarea cu Micas, vreau să vă spun ceva. M-am gândit să fac niște schimbări. Am comandat încă un zertaraj de genul, bine, altfel structurat, o să vi-l arăt eu într-un daily vlog.
are tot așa două sertare aici, iar pe al treilea este mai înalt așa și poți să pui cărțile. După cum vedeți, avem cărți acolo, cărți acolo și vreau să le pun pe toate sus să mai menținem cât de cât liniștea și pacea în cameră. Și mă gândeam să întorc acest dulăpior, să-l întorc invers, să mai câștig niște spațiu aici, să scap de chestiile alea acolo, pentru că acolo sunt tot jucării și dacă voi avea acel sertăraș, acest organizator, o să le pun pe toate de acolo, o să dau șifonierul mai încolo, ăsta o să plece de aici pe hol și probabil o să-l pun aici pe undeva. Zic eu că ar fi o idee bună ca să mai câștig niște spațiu, pentru că nu-mi place să stau cu astea aici. Mi-este inconfortabil în momentul în care bag aspiratorul să le iau pe toate, să le pun în pat și după aceea să le pun la loc. Am nevoie de ceva care să fie mult mai ușor de manevrat, să zic așa. Oh, Doamne, cât este de cald afară! Mă uitam pe geam astăzi și am văzut o grămadă de turiști, sunt în mare. Doamne, și este atât de rece marea, eu nu știu cum de se încumetă ei să intre în mare. Voiam să vă arăt și ceva. Rămăsesem eu datoare la voi, asta să vă arăt. Rămăsesem datoare cu ceva. Vreau să vă prezint ceva, dar Dumnezeu știe ce am făcut cu ea, nu? Gata, hai că am revenit și vouă vi se întâmplă la fel când faceți curățenie, să nu mai știți unde și ce ați pus. Pentru că eu de fiecare dată când fac curățenie și schimb prin cameră, trebuie să stau să mă gândesc unde am pus ceva. În fine, voiam să vă povestesc despre această cremă. Cu siguranță o știți pentru că ați văzut-o în clipul trecut cu holul de cumpărături. Am cumpărat această cremuță de la Neutrogena. Ia asta să mă așez, eu mă proptesc așa puțin. Așa, am cumpărat această cremă de la Neutrogena, vă ziceam eu, cu cremă hidratantă cu aromă de grapefruit. Să nu ziceți că sunt eu nebună sau că sunt eu greu de mulțumit, dar mi-a plăcut inițial cu miroase, mi s-a părut o cremă foarte hidratantă, mi-a plăcut structura, dar există un mare dar. În momentul în care o aplici, nu contează faptul că devine puțin usturătoare, în sensul că simți așa ca un boost, simți că ți mentol, simți mentol, dar mirosul, dragilor, deci dacă o mirosiți așa, pur și simplu, miroase super, miroase a, cum place mie să zic, a iarnă, miroase a grapefruit. E, în momentul în care o aplicați pe față și începeți să întindeți, vreau să vă spun că începe să miroase a cârpă udă. Deci fix a cârpă udă. Și îmi pare rău de ea, pentru că se vede că este foarte hrănitoare, se vede că hidratează, dar nu se poate să stai cu mirosul ăsta pe față, adică miroase nasol, adică nu, chiar oricât aș fi de tolerantă la mirosuri, la astea nu, chiar îmi pare rău de ea, dar din păcate nu o să o pot folosi. Bine că n-am luat o variantă mare, am luat o variantă de 50 de mililitri, dar nu. Spuneți și mie, vă rog, dacă voi ați mai avut sau ați întâlnit vreodată, ați cumpărat vreodată, dacă ați cumpărat vreodată creme cu grapefruit, spuneți-mi și mie dacă tot la fel ați întâmpinat problema asta cu mirosul, adică în momentul inițial crema să miroase frumos, iar atunci când o aplici și începi să o întinzi, să se schimbe mirosul, să vină dintr-un miros plăcut într-un miros puțin plăcut sau deloc. Chiar sunt curioasă dacă asta se întâmplă la fiecare cremă care conține grapefruit sau doar la mine mi s-a întâmplat asta, pentru că eu am avut, din câte mi-amintesc, șampon cu grapefruit și nu am avut astfel de probleme. Mă gândesc, dar n-am avut altă cremă. Mă gândesc să nu fie cumva o problemă doar cu cremele.
habar n-am, nu știu. Ajutați-mă și pe mine și să elucidăm misterul ăsta. Bun, acestea fiind spuse, ia haideți să... Ta-dam! Ia uitați ce avem noi aici. Avem o colaborare frumoasă astăzi cu cei de la Micas. Dacă nu-i cunoașteți, vă invit să vă uitați în căsuța de comentarii sau în căsuța cu descriere, de descriere a acestui videoclip și să vă duceți la ei să le dați un follow. Și de ce nu, poate vă plac produsele lor și vă comandați și voi de la ei. Ia să vedem ce avem noi aici. Wow! Yes! Par culori de vară, pare a fi un colet de vară. Ia să vedem ce mi-au trimis. Sunt tare curioasă. Mi-au cerut mărimile și zic, inițial n-am crezut că se va concretiza. Știți că sunt puțin mai sceptică în ceea ce privește colaborările. Dacă vreți să intrați să vedeți ce produse au, intrați aici, shopmicas.com. Spune aici că suntem făcut din 100% material reciclabil. Bun, ia să vedem ce avem aici și cred că vom face și un try-on pentru că sunt curioasă de rochițe. Wow, cât este de subțirică asta! Cât este de mică! Ia uitați-vă, este o rochiță foarte drăguță de vară. Ia asta să mă ridic eu. Cam așa este ea. Este o rochiță midi. Doamne, sper să mă încapă. Are și o crăpătură la spate. Îmi place materialul, este elastic și este foarte, dar foarte, foarte lejer și foarte moale. Și vine așa sus cu breteluțe, se termină aici cu o bandă elastică pentru a permite rochiței să stea strânsă pe corp. Așa, ce mai avem aici? Aici avem o culoare tomnatică, aș spune eu. Wow, wow, mamă, ce este asta, mă? Ce am primit aici? Aici am primit o altă rochiță. Wow, ce interesant este. Ia uitați-vă ce drăguț este aici la baza umerilor. La spate se leagă cu un cordon. Umerii se leagă cu un cordon, are spatele gol. Ah, ce drăguță este! Și jos vine așa. Sunt tare curioasă de lungimea acestei. Sper să fie lungă, să nu fie 3 sferturi. Mamă, ce mișto este asta! Vine și cu un fermoar pe partea laterală ca să te poți îmbrăca cu lejeritate. Doamne, abia aștept să o probez. Abia aștept să o probez. Mi se pare foarte interesantă partea de sus. Cred că, nu v-am spus mărimile, dar toate cred că sunt XS. Pentru că eu așa am cerut. Nu am mărime pe ele. Ia să mai vedem ce mai avem aici. Wow! Wow, ia uitați! Știți ce este asta? Este o salopetă. Mi-am amintit. Da, este o salopetă care se leagă cu un cordon. Am luat-o în mărimea S. Are la umeri așa epoleți. Mă rog, loc pentru a spune gradele, să zicem așa. Se leagă în talie cu acest cordon. Iar terminația este răsucită. Doamne, sunt tare curioasă cum este asta. Pare puțin măricică ea așa. Dar nu, pentru că se va strânge cu cordonul. Și are evident două buzunare în partea superioară, pe care evident nu cred că le voi folosi vreodată. Mai avem doar două produse de la ei. Aici pare a fi o șapcă. Eu, ca să vă spun de ce sunt curioasă ce mi-au trimis, eu când am vorbit cu ei, mi-au dat o listă de 20 de produse și ei îmi vor trimite 5 din acele 20 de produse pe care eu le-am ales, așa că nu știu ce mi-au trimis, pentru că asta a fost și scopul, ca eu să fiu oarecum uimită și să-mi facă ei mie o surpriză. Avem o șapcă de bluș, ceea ce eu n-am avut în viața mea.
dar am zis să ies puțin din zona de confort și de aceea am ales-o și pe aceasta, am pus-o în coș și ia să vedem cum vine. Am strâns-o cam tare. Așa. Deci n-am avut în viața mea o șapcă. Uitați-vă cum arată aceasta și mi se pare chiar super ok. Acum îmi trebuie o pereche de blugi în aceeași culoare ca să ne asortăm. Mi se pare mie sau... Tot timpul am mai avut o șapcă, am mai cumpărat o șapcă de la Primark. Nu știu dacă vă mai amintiți voi și aceeași problemă am avut, că mi s-a părut că este cozorocul prea mare. Adi mi-a zis că lui nu-i se pare că este mare, pur și simplu nu sunt eu obișnuită cu șepci. Dar ăsta chiar că mi se pare puțin cam mare. Nu știu, voi ce ziceți? Ia uitați-vă, haideți că deja la șapcă am făcut try-on-ul. Ce îmi place că este cu chestia asta aici la spate și poți să o ajustezi tu în funcție de circumferința capului. Foarte drăguță este asta. Și este chiar din Blug Blug. Scrie aici New York, exact, na, ia uite ce interesantă. Astăzi ne întâlnim cu New Yorkers și eu am primit o șapcă cu New York. Spuneți-mi, vă rog, cum vi se pare cozorocul, dacă vi se pare că este cam mare pentru mine sau doar mi se pare mie pentru că nu sunt obișnuită cu șepci. Nu? Adi, evident, va spune că lui nu îi se pare mare, doar mie mi se pare pentru că nu sunt obișnuită, dar mă uit acum în cameră, parcă ăsta chiar că e mai mare decât cojorul cu șepcii de la Primark. Da. Sunt... Uite, dacă îl iei așa, te uiți așa la șapcă, nu pare deloc mare cozorocul, chiar pare foarte ok. Îmi place cum mi se lucrată. Îmi place cum mi se lucrată, se vede că este foarte țapănă. Nu mai folosesc foarte... Încerc să nu mai folosesc multe cuvinte în engleză pentru că mă ceartă lumea prin comentarii, dar aș vrea să vă spun un lucru. Eu vorbesc 80% engleză din timpul meu. Ce vorbesc român este acasă cu mama, soacră și cu Adi. Așa că, nu știu, aș vrea să vă puneți puțin în locul meu și să înțelegeți că nu fac asta din rea voință sau că am uitat limba română, cum mi-a zis cineva. Îmi pare rău că se ajunge iarăși la astfel de discuții, dar cred că mai multă clemență din partea unora nu ar strica, pentru că la sfârșitul zilei suntem oameni și până la urmă este canalul meu, iar aici eu prezint ce pot, ce știu, ce vreau și ce îmi place. Așa, și ultimul produs este această pereche de blugi. Opa, opa, ia uitați-vă ce drăguță. Wow, îmi place. Dar ăștia cred că sunt o mărime mai mare decât mi-ar trebui mie. Nu, mărimea S, spune aici. Oh, 52. Cotton 65%, poliester 35%. Sunt foarte drăguți, foarte simpli și materialul este foarte moale, dar foarte moi sunt. Îmi place cum se termină aici. Îmi place mie să spun astfel de lucrurilor de genul că au terminații nervoase, pentru că se termină așa într-un mod nervos. Bun, o să le probez să văd cum îmi vin și înainte de a le proba vreau să vă spun din nou ceva, pentru că na, în ultima perioadă a apărut puțin hate la mine pe canal și aș vrea să vă spun din nou cu tot dragul și cu toată înțelepciunea din lume și cu toată bunăvoința, încercați să nu vă mai luați de oameni. Nu am văzut asta doar la mine, ci la mai multe persoane și data trecută când am făcut un try-on de la Shein, mi-a zis cineva, pune făi mâna și bronzează-te. Gândiți-vă că poate am o condiție a pielii de care voi nu știți. Gândiți-vă că poate nu am voie să mă expun razelor solare și chiar asta este. Așa că vă rog din suflet, încercați să nu mai judecați și să nu mai vorbiți despre aspectul fizic al oamenilor, pentru că nu este bine deloc, absolut deloc. Este urât, este lipsă de inteligență, lipsă de educație, lipsă de disciplină și lipsă de discernământ. Așa că
Na, credeți-mă, aș vrea să pot să mă, să mă expun la soare, aș vrea să fiu bronzată, dar nu se poate. Da? Adică nu o fac din lene, din comoditate, din pur și simplu nu se poate. Haideți să facem acest raion. Deci aceasta este prima rochie. Mie mi se pare că îmi vine bine, dar din nou mi-este mie rușine să port așa, mi se pare că este foarte decoltată. Rochia nu este rea absolut deloc, din contră, mi se pare foarte lejeră și foarte, foarte mișto de purtat. Dar pentru fete îndrăznețe, eu am luat-o acum cu sutien pentru că fără, deja mi s-ar fi părut puțin cam mult să apară așa în fața voastră. După cum vedeți, ea se toarnă foarte bine pe corp, bineînțeles, pe burtică. Dar aia e, am avut o sarcină. Super mult, îmi place. Asta, știți cum aș vedea eu? Luată cu o, cu o gecuță scurtă de blug și cu niște tenis și albi în picioare. Asta în cazul în care vreți să o duceți puțin în zona sport. Dacă vreți să o țineți așa elegantă, o puteți purta așa cu niște sandăluțe, cu o gentuță mică, dar v-am zis, eu m-aș duce mai mult spre zona sport casual. Ovole, deci asta chiar îmi place. Îmi place mult, mult, mult de tot și mi se pare că se și așează foarte bine pe corp. Voi ce ziceți? Cum vi se pare asta? Cum ați purta, o sport sau elegant? Eu v-am zis, m-aș duce mai mult spre casual decât să o port elegant. Aș lua-o cu o geacă de blugi scurtă, v-am zis, și cu tenis albi în picioare. Haideți să mergem la ținuta numărul 2. Aceasta este cea de-a doua rochiță. Rochița este superbă, dar, din păcate, îmi este puțin cam mică. După cum vedeți, aici țipă pe mine, deci efectiv țipă. Nu pot să o dau mai jos, pentru că ar trebui să o las puțin mai jos. Dar nu se poate. Eu am șoldurile, sunt lată în șolduri și am talia foarte mică. În talia aici mi este mare. De fapt, nu e chiar atât de mare, dar oricum, ar fi putut să fie o idee mai mică. Dar aici este, este mică și nu pot să o petrec așa cum trebuie. Dar îmi place tare mult modelul. Mi se pare că, uite, și cu aceste decupaje aici, mi se pare că îi dă un plus de eleganță și feminitate. O văd purtată seara undeva la malul mării. Vă plimbați pe faleză, e foarte, foarte mișto de, de purtat. Singurul impediment mi se pare decolteul. Mi se pare că este foarte, dar foarte, foarte adânc și nu, nu-mi place, uite, chestia asta aici. Mi se pare că ar fi trebuit să fie puțin mai, mai prinsă cumva, nu știu, parcă e prea așa fliu-fliu și stă așa în sus în loc să stea normal. Voi fi greșit eu ceva? Nu, n-am greșit. Nu. N-am greșit eu cu nimic. Da, nu, nu. Asta este singurul lucru care îmi place și m-aș fi așteptat ca pe partea interioară la bretele să aibă o soluție din aceea antiderapantă de, la, de silicon care să se fixeze pe piele pentru a împiedica alunecarea bretelelor care, după cum vedeți, se strâng cu material la spate. Stați să vă arăt și spatele. Aici se strâng cu material, iar materialul ăsta se poate slăbi. Așa că ăsta ar fi singurul lucru pe care l-aș sugera. Sau eventual să se mai prindă puțin aici decolteul, pentru că se vede din materialul de dedesubt. Evident, pe aceasta nu o pot purta cu sutien. Se vede clar că nu este o rochie ce poate fi purtată cu sutien, ci poate fi purtată exact așa ca atare, on its own. Ce părere aveți și de această rochiță? Ia să o vedeți și jos, nu mi este foarte lungă, nu este până în pământ, ci este până la, până la glesnă. Am ajuns și la salopetă. Salopeta îmi place foarte tare. Mi se pare o salopetă
elegantă și casual în același timp. Îmi place foarte mult cum se vede aici în partea de sus, îmi plac epoleții. Îmi place forma, mi se pare o formă trapezoidală, așa îmi place mie să o numesc și am văzut la mai multe fete că numesc așa această formă, este exact formă de trapez. Mi se pare materialul foarte mișto, este foarte, foarte mișto materialul, este foarte moale și se molează foarte bine. Îmi place și faptul că se strânge cu acest cordon în jurul brâului, pentru că altfel ar fi arătat ca un sac pe mine. Deși, singurul minus, aș spune că mi se pare o idee cam mare aici, aș fi vrut totuși să fie mai strâns aici. Dacă vă uitați bine, și cred că vedeți destul de bine, asta este un plus de material aici care nu are ce căuta. Mi se pare că ar fi trebuit să fie prins aici. În rest, mi se pare că arată foarte bine. Foarte, foarte bine. Și o șivă purtată cu papucii de la Bella Barnett, pe care i-am primit și pe aceea, tot așa, într-o colaborare, și pe care îi ador. Ce ziceți de această salopetă? Mie mi se pare foarte, foarte mișto și foarte ușor de purtat. Un alt plus vine cu năsturașe aici. Ceea ce îl văd ca un plus, și să vă spun și de ce, probabil v-ați fi așteptat să vină cu fermoar, dar eu am pățit-o așa, am avut o salopetă cu fermoar și vreau să vă spun că în momentul în care am spălat-o, materialul s-a strâns, fermoarul a rămas la aceeași dimensiune și s-a strâns practic materialul în jurul fermoarului, iar fermoarul a început să se încrețească, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Așa că mult mai bine și mult mai mult aș recomanda cu nasturi, pentru că nu are ce să se întâmple. Și un alt aspect care mie îmi place este gulerul acesta tunică, de aceea am zis eu că mi se pare elegant și casual în același timp. Spuneți-mi și voi cum vi se pare gulerul. Buzunarele pe care nu le voi folosi, chiar nu le găsesc rostul. Aș fi vrut ca aceste buzunare să fie în partea de jos. Dar cred că e mișto așa, așa cum este. Chiar sunt încântată de ea și mă bucur că îmi vine bine. Și aceasta este ultima menținută. Bluza, o cunoașteți, este de la Dear Lover, tot așa am primit-o într-o colaborare, iar aceștia sunt blugii. Am zis eu că mi se par mari, dar nu sunt mari, sunt ok pentru mine. Și vreau să vă spun că i-am rupt aici când am băgat piciorul în ei, piciorul pe crac, am rupt pantalonii și m-a oftic atât de tare, se și vede, trebuie să-i ajustez cumva. Arată bine, zic eu. Chiar îmi place cum se văd, cum se simt, sunt foarte moi, sunt foarte ușori, sunt foarte versatili. Îi putem purta fie în combinația pe care am ales-o eu acum, fie cu un tricou, fie cu o bluză. Și stăteam acum și mă gândeam, ia uitați-vă puțin și la această combinație. Cum vi se pare? Da? Foarte, foarte interesantă mi se pare combinația aceasta, dar v-am zis, până nu mi-e revin, nu pot să... De fapt, nu că nu pot. Aici, în Anglia, lumea nu este chiar așa cum este în România, să vadă cât ești de pigmentat sau cât ești de nepigmentat, dar nu cred că m-aș simți eu bine să ies pe stradă așa în România, așa că voi rămâne, din păcate, doar aici. Îmi place outfitul acesta, mi se pare un outfit reușit. Îmi place și șapca cum vine în combinație cu această cămășuță. Spuneți-mi și voi ce credeți, cum vi se pare această combinație. Bun. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Sper că nu v-au deranjat schijeturile de afară, pentru că v-am zis, vremea este foarte frumoasă și oamenii au ieșit la mare cu schijetul, este plaja plină. Când iese Fabian de la grădiniță, v-am zis, mergem și noi, dăm o tură pe plajă și ulterior mergem să mâncăm ceva la Azian la muncă.
Băi, chiar că începe să-mi placă șapca asta. Da. Mâine dimineață o să mergem și noi pe plajă, dar eu merg foarte, foarte dimineață, pentru că v-am zis, nu am voie să mă expun la razele soarelui. Mergem dimineață, luăm aerosolii, ne plimbăm puțin, ne jucăm. Fabian, evident, o să-și înșire toate jucăriile. Să mai profităm și noi puțin de vremea aceasta frumoasă, pentru că la noi aici nu au fost temperaturile chiar atât de ridicate așa cum au fost în România. Vremea nu a fost chiar atât de plăcută așa cum a fost în România sau prin alte părți. Aici, chiar dacă este august, chiar dacă suntem în 22 când filmez eu astăzi, maxima este de 24 de grade, ceea ce este cald pentru noi, pentru Anglia, dar nu foarte cald pentru România. Și să știți că nu au fost chiar atât de multe zile toride, să zicem așa, sau zile în care, să spunem în adevăratul sens al cuvântului, că am avut și noi vară aici. Așa că trebuie să profităm la maximum, ieșim cât se poate, cât pot și eu, și cam atât. Bun, sper că v-au plăcut ținutele de astăzi. Nu uitați, dacă doriți și voi să vă achiziționați astfel de produse, intrați pe site-ul celor de la Micas, găsiți link către pagina lor de Instagram și către website-ul lor la mine în căsuța cu descriere. Dați-mi de veste dacă v-ați cumpărat produse de la ei și dacă vă plac. Noi ne auzim data viitoare, până atunci aveți mare grijă de voi și nu uitați, fiți mai blânzi, atât cu voi cât și cu ceilalți. V-am pupat!